Bună ziua, sunt Daniela Istrate, bine ați venit pe adevărul.ro. Probabil că mulți dintre cei născuți după 1990 n-au auzit de Vinetu, dar a existat o vreme când românii stăteau la cozi imense pentru a prinde un bilet la filmele cu marele șef al apașilor. Adevărul de weekend vă spune povestea actorului român care l-a jucat timp de 25 de ani pe Vinetu. Este vorba despre Mircea Breazu, cunoscut în România mai ales datorită filmului Elisabetei Bostan, Tinerețe fără bătrânețe. Acesta a făcut ulterior furori în Germania sub numele de Benjamin Armbruster și l-a interpretat pe șeful apașilor din cărțile lui Carl May pe scena festivalului de la Elsberg. Numărul spectacolelor în care i-a dat viață îndrăgitului personaj a ajuns la 1400. Plecat din țară în 1979, Breazu a ajuns la 69 de ani, s-a pensionat recent de la teatrul din Bielefeld, pe scena căruia a activat vreme de 3 decenii. De 6 ani este și coregizor la Elsberg, iar pe Vinetu l-a jucat pentru ultima oară în 2012. Nu ratați întreaga lui poveste în adevărul de weekend.